Și s-a lansat Veorica. Mamă, cum a fost festival de glume pe net. Ce declarații, câte tâmpenii incredibile. Printre ele, promisiunea Veoricăi că va asfalta Calea Lactee. E capabilă, domnule, de așa ceva? Vax populi. E în stare, doamna Dăncilă, să asfalteze Calea Lactee? Nu pot să zic, nu știu. Eu știu dacă poate să facă. Așa cum ați văzut-o pe la televizor, ar fi în stare să asfalteze Calea Lactee? Poate dacă vrea. Dacă vrea. Dacă vrea, poate. Dacă nu, toți care au intrat a promis, dar n-a făcut absolut nimic. Ar trebui asfaltată Calea Lactee? Normal. De ce? Să circule lumea pe acolo, să fie frumos. Despreți-mi de doamna Dăncilă, ce vă place? Ce să-mi place? E atât de frumoasă și de piață. Ce să zic? E bine că intră în asta să asfalteze Calea Lactee, să ocupe de lucrurile astea? Da, da. Sunt gropi sau nu știu? Doar planetele astea vor fi locuibile. E bine. Eu o vedeți capabilă de așa ceva? Da. 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 De ce? Să fie bine. Să fie bine. Da. Acum cum este Calea Lactee? A fost vreodată? E plină de gropi? Aici la noi? Calea Lactee, zic. Da, e bine. E bine? Da. E asfaltat acum Calea Lactee sau da. Da, da. Și doamna Dăncilă, de ce să laudă că vrea să o asfalteze? Pe nu știu. Eu zic că nu. Nu e capabil. Nu. Eu zic corect, nu. Da, 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 asta zic. Corect, zic că nu. Că nu. Nu. Pe de altă parte ați văzut, domnul spune că îi place de doamna Dăncilă, că e capabilă. Nu, dar nu poate să conducă ea cum ar fi ca un bărbat. Trebuie asfaltată și Calea Lactee până la urmă. Trebuie, da. Cum ar arăta, domnul, dacă ar fi asfaltată Calea Lactee? Ar fi bine. Că vrea să asfalteze Calea Lactee. Ce părere aveți de ideea asta ei? Vorbe pe hârtie. Vorbe pe hârtie. Nu pare capabil? Nu. Credeți că și dacă încearcă, nu poate să asfalteze Calea Lactee? Dar nici nu are cu cine. De ce? Pentru că nu e un pus la locul lui, la ministrul transporturilor. Este o doamnă imposibilă de inteligentă, foarte inteligentă, adică vreau să spun. Eu vorbesc mai greu românește că nu sunt de aici. Înțelegeți? Ce v-a plăcut așa de mult la doamna? Ce felul ei cum vorbește, cum explică lucrurile, da, și cum pune bază totul la loc. E calculată, e o doamnă calculată, știe ce are nevoie poporul, adică oamenii, lumea, tinerii, copiii, școala, instituția, spitalele, de state.